seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Vă salutăm de aici din studiul nostru și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Astăzi, așa ca de fiecare dată, avem o temă deosebită și de asemenea un invitat deosebit și fără să mai stăm pe gânduri, îi spunem bun venit domnului Beniamin Roșca, coordonatorul postului de radio creștin online, are special. Beni, bine ai venit! Bine te-am găsit, Cătălin, mersi de invitație! După cum bănuiți deja, astăzi vom vorbi despre mass media, vom vorbi despre mass media în online, în internet, ceea ce și noi facem în seara aceasta. Și Beni este un băiat deosebit, un tânăr care slujește pe Dumnezeu, iubește lucrarea și mai mult a decis să se implice în a vesti Evanghelia până la marginea Pământului, folosind de data aceasta o altă, să spunem, utilitate a internetului și anume postul de radio online. Beni, înainte de a vorbi despre lucrarea aceasta și despre mass media, spune câteva lucruri despre tine. Ce vârstă ai, dacă ești căsătorit, unde slujești și, sigur, în general, așa că acum ce te ocupi în afară de ceea ce vom discuta astăzi? Am 25 de ani. Sunt născut în București, dar la un moment dat am locuit pentru 9 ani de zile în Telorman, după care m-am reîntors în București din nou. Sunt căsătorit de 2 ani și ceva de zile cu Ana. Și pe lângă lucrarea pe care o fac în Izbânda, Biserica Creștină după Evanghelie Izbânda, lucrez în domeniul IT. Și de acolo am putut să învăț niște lucruri și să le pun și în slujba Domnului, să zic așa. Domnului. În general, suntem pe aceeași, să spunem, felie și eu vin din zona aceasta. Am lucrat multă perioadă în ceea ce înseamnă suport tehnic și ceea ce faci și tu. Slavă Domnului că Dumnezeu a pregătit și oameni ca noi, care să-și câștige existența din domeniul acesta, care, mulțumim Domnului, este un domeniu bun. Așa nu este. Ne plângem. Și mai mult, pe de altă parte, am mai pus și dorința de a face ceva. Știu că vremea aceasta este destul de dificil. E un job solicitant, într-adevăr, este și bine plătit, dar și foarte solicitant. Tot timpul trebuie să fii la curent cu ce se întâmplă, cu noutățile, tehnologia avansează de multe ori și aș spune că și pe noi câteodată ne surprinde, nu putem ține exact 100% pasul cu ceea ce se întâmplă fiecare zi. Fiecare zi mai apare câte ceva. Nu mai vorbesc de modele, ultimele modele de procesoare, ultimele modele de calculatoare, ultimele modele de nu știu ce alte sisteme de comunicație, pentru că e imposibil să fii la zi cu toate. Deci, practic, este un domeniu care te solicită atât la servici, cât și la te pregăti. Trebuie întotdeauna să fii pregătit. Practic, ai avea o motivație plus că ești căsătorit, ești la începutul căsătoriei, ai avea o motivație, aș spune, foarte validă de a nu face nimic în afara serviciului și în afara familiei. Nu mai vorbesc de a face ceva în biserică. Probabil, cel puțin în viața mea, a existat o perioadă în care m-am scuzat cu treaba aceasta, fiind foarte ocupat și ca și acum, de fapt, poate nu la fel de mult ca acum, dar la începuturi. A fost o scuză bună faptul că lucrez, că sunt foarte ocupat, că călătoresc, că sunt implicat tot felul de proiecte, de a nu face nimic nici în biserică, nici în afara bisericii, și de a ocupa acolo un loc călduț ca orice creștin pasiv, da, un consumator, până într-un moment în care Dumnezeu s-a îndurat și a sunat clopoțelul acela. Spune-mi cum te împaci tu cu timpul pentru a te implica într-o lucrare, și aici vorbim numai de lucrarea cu radioul, despre care o vorbim separat, în general cu slujirea, pentru că știu că tu mai faci și alte lucruri, nu numai radio. Apropo de ce ziceai... Sau câte ore ai tu pe zi? Am tot 24 de ore, acum e important să te organizezi, să fii un om organizat. Înainte să mă căsătoresc și cunoscându-mă cu Ana, tot așa eram implicat în mai multe lucruri și
chiar vorbeam cu ea. I-am zis, măi, când o să ne căsătorim, n-aș vrea să rupem nici relațiile cu prietenii noștri, dar nici în lucrările în care suntem să nu ne mai implicăm, că acum ne căsătorim și am mai auzit pe unul și pe altul, noi ne luăm un an sabatic. Și după aia, majoritatea din ei pe care i-am auzit, nu îi mai vezi nicăieri. Nu mai revin. Da, nu mai revin. Și e un pericol lucrul acesta, în momentul în care te retragi crezând că, nu știu, ai vrea să stai un pic mai liniștit, că te-ai căsătorit, tocmai că te liniștești pe partea asta, dar cu greu mai intri. Te conectezi. Da, cu greu te mai conectezi și la biserică și în lucrările în care ai fost implicat. Și atunci am spus împreună cu soția mea, măi, ne căsătorim. Este un moment frumos, un lucru important și înaintea lui Dumnezeu, dar ok, ne luăm o perioadă, cum a fost atunci, 2 săptămâni, și după aia revenim în forță. Și așa s-a întâmplat, adică ne-am căsătorit 2 săptămâni, luna de miere, cum se zice, și ne-am reîntors și am intrat direct în pâine. Și am intrat direct în pâine împreună cu ea. Asta mi-am dorit, să fie alături de mine, și ea are dorința aceasta să fie împreună cu mine. Și până apare un copilaș, împreună facem lucrurile. Adică, dar da, agenda, dacă te uiți în agenda mea și hai să stabilim o întâlnire, trebuie să mă uit în agenda. Prietenii câteodată mai râd că stai că Beni și deschide agenda. Dar dacă nu-ți notezi, nu poți să faci nimic. Și am timp și de familie, asta îi mulțumesc lui Dumnezeu, am timp și de familie și de lucrare și pentru studiu personal, depinde acum cum ți-l organizezi. Asta este managementul timpului pe care îl avem și, într-adevăr, și tu și eu avem 24 și dumneavoastră, stimați prieteni, tot aceleași 24 de ore aveți la dispoziție. Deci este să le folosim cât mai eficient, astfel încât să nu avem timp pierduți, exact. Fără să mâncăm, fără să ne odihnim, fără să avem timpul acela de părtășie, fără să mergem la biserică, fără să citim, fără să, știu eu, să ne plimbăm, plus fără să mergem la servicii. Sunt și oameni care nu se duc la niciun serviciu și nu au nicio treabă, trăiesc pe alte resurse, să zic. Nici asta nu mi se pare foarte... Adică nu mi se pare sănătos deloc, ca fiecare dintre noi să ne câștigăm existența. Exact. Și apoi să fim implicați în lucrare. Întrebare foarte importantă. Deci ești implicat atât în biserică, ești implicat și în afara bisericii. Ai vreo pregătire teologică pe lângă teoria, pe lângă pregătirea tehnică pe care? În momentul acesta de față nu, dar urmează. Adică îmi doresc lucrul acesta. Și deși te-am întrebat... te-am întrebat pentru faptul că știu că există tineri care ar avea potențial, ar avea energie, dar faptul că nu au absolvit un institut teologic sau știu niște cursuri măcar, dar oameni capabili, adică oameni care ar avea ce spune, fără probleme, la fel, au o altă scuză în care zic, băi, știți, lasă să se ocupe profesioniștii, cei care au trecut prin studii teologice, care au pregătirea necesară, studii cât mai avansate, și o altă scuză, știi, în care oamenii zic, eu mă pricep la asta, nu vreau să interacționez. Deși în biserică e nevoie de oameni care să conducă un moment de rugăciune, nu e nevoie de studii, pur și simplu citești și dai câteva idei și dacă e o oră de rugăciune, oamenii trebuie să roage, da, sau... mers în misiune. Îți dau un exemplu. De la începutul de producens, acum nu mai există problema asta, de la început am fost foarte mult la început șofer. Adică, deși fondatorul, echipa de atunci nu avea niciun carnet. Uh-huh. Și am fost șofer. Deci, practic, trebuie să fac și lucrul acesta. Așa că, în misiune, într-o lucrare, poți să fii orice altceva, dacă vrei să te implici, nu trebuie să fii întotdeauna în față. Dar slujirea pe care o faci este apreciată de Dumnezeu, indiferent ce faci, da? Așa este. Cum vezi tu? Eu la tinerii aceștia și sunt și în biserică, unii care au scuza aceasta, le spun să se uite în Scriptură să vadă că Petru era un pescar. Domnul Iisus a fost un simplu tâmplar. Ok, aici zice, da, era totuși Domnul Iisus. Da, dar ne uităm la să zic așa, joburile pe care le aveau. Și ucenicii erau niște simpli oameni, adică nu trebuie să ai neapărat o pregătire teologică, dar trebuie să ai o dragoste față de cuvânt
Și aici am special băieților, adică cei care ne spunem că suntem credincioși și l-am primit pe Domnul Iisus în inimile noastre, trebuie să slujim cumva Domnului. Ori să fiu și el la biserică, ori diacon, ori să dai un îndemn la rugăciune. Adică dacă, din punctul meu de vedere, îți creezi o familie, să zic așa, îngăduie Domnul lucrul acesta, și nu ești în stare să dai un îndemn la rugăciune, eu îmi pun semne de întrebare ce se întâmplă pe acasă. Adică sunt multe lucruri în care Domnul ne cheamă. Important e să fim noi sensibili la șapta Duhului Sfânt și să ne dorim să lucrăm. Asta e problema. Eu am văzut lucrul acesta în perioada aceasta a tehnologiei. Nu știu, sunt multe lucruri care ne atrag pe noi tinerii. Problema este de dorință. Adică dacă fiecare ne-am dorit din biserică să facem ceva, ar merge extraordinar de bine. Mă uit și văd din ce în ce mai multe biserici sunt din ce în ce mai puțini tineri care își doresc și care au vreo 4-5 lucrări în care sunt implicați, și sunt implicați pentru că n-are cine să preia. Toma, asta e. Am spus un secret, l-am mai spus de atâtea ori aici, nu e chiar un secret. Inclusiv poziția aceasta pe care o ocupă în cadrul acestei misiuni ar fi trebuit să fie ocupată de altcineva disponibil și cu poate o mai bună pregătire, cineva de meserie care ar putea face lucrarea aceasta media de, și aș putea face altceva, dar tot așa, datorită faptului că oamenii nu sunt atât de deschiși, nu vor să se implice, sunt comozi, uneori suntem nevoiți noi, ceilalți care avem și așa alte lucrări, să facem și ceva în plus, astfel încât lucrarea să meargă mai departe. Da, deși resursa umană este. Este, dar apropo de lucrări, când mă pregătesc pentru o predică, îl întreb pe Domnul, Doamne, care e subiectul sau... Și în provincie, mai ales în provincie, sunt problemele acestea unde o biserică stă într-un singur om. Da, da. La un moment dat, primesc mesaje de genul așa din partea lui Dumnezeu, pregătește mesajul despre disponibilitate, sunt slujire, despre puținul tău pe care eu îl pot înmulți. Și am avut mesaje pe tema aceasta, în așa fel încât să motivăm bisericile de a fi disponibile pentru slujire. Mie pare rău, se închid biserici. Da, statistic am văzut și spun unii că în 10 ani de zile bisericile din provincie cam o să-și pună lacătul. Și e păcat că este se întâmplă și, lucrul acesta. Să spunem, migrația aceasta către oraș, da. Foarte mult migrația către alte țări pentru muncă, pentru locurile de muncă. Pe de altă parte, se înființează alte biserici acolo, dar oricum fenomenul este, așa cum l-ai descris tu, tinerii, pe de altă parte, nu mai sunt dispuși să slujească de niciun fel. Da? Nu vorbesc numai de predicare, de cântare, nu știu eu, mai vorbim de cor, de orchestră, deci lucruri din astea care necesită și niște cunoștințe și o muncă, un timp petrecut pentru a te pregăti. Dar nici măcar lucrurile acestea, să spun așa, mai la îndemână, o vizită la un bătân, o mână de ajutor la cumpărături. Știu eu, lucruri care înainte se făceau. Știu, cel puțin, era o vorbă printre ceilalți din afara comunității evanghelice, spuneau că vorba aceasta s-a dus pe așa foarte mult în afară. Spune că pocăiții se ajută între ei. Cred că va rămâne doar o amintire termenul acesta. Sper să nu rămână. Așa se zicea. Pocăiții se ajută între ei. Asta înseamnă că dacă cineva, cel puțin în comunitățile de la țară, dacă cineva avea o casă de făcut, lumea participa, se făcea așa o clacă, da? În care toată lumea punea mâna la treabă și făcea ce putea să facă, dar se făcea. Așa. Da, acum lucrurile se duc. Și știi care e motivația apropo de identitate? Cele mai la îndemână scuze pe care le au oamenii în general pentru a nu face nimic pentru Dumnezeu este cine sunt eu sau asta o problemă de identitate sau da, nu sunt cel mai... E o falsă smerenie, așa, și lasă pe altul că știe mai bine, lasă că e mai pregătit, e mai citit, da? Și apoi resursele. Și aici o să discutăm și despre acest aspect. Lipsa resurselor.
Și când vorbim, primul, disponibilitatea, timpul e o resursă foarte importantă. Și apoi, bineînțeles, și alte nevoi. Și aici vorbim, dacă vorbim de domeniul tehnic, aici ai nevoie de un calculator, ai nevoie de o platformă, ai nevoie de, sunt niște costuri, niște licențe, da, sunt niște, ca să fii, să spunem, apt, un spațiu ca să poți să ții lucrarea acolo, uh-huh, în care să poți ține măcar echipamentele. Sau dacă e nevoie, poate la un moment dat și de un om care se ocupe să facă ceva. De cineva care să-ți facă un site, de cineva care să... Nu că n-ai fi tu în stare să le faci poate singur, dar uneori e nevoie să apreze alții care le fac mult mai rapid și mult mai la îndemână. Deci nu e nevoie să... Acum, noi românii știu că ne pricepem la toate, dar totuși... Pentru treaba asta trebuie clar și finanțe și atunci este o scuză, nu am ce-mi trebuie. Părerea mea este... Și aici vreau să văd. Crezi că Dumnezeu te cheamă vreodată la ceva? Pentru că, clar, chemarea lui Dumnezeu. Fără să se gândească că, domne, Beni are nevoie de lucrul acesta sau de lucrurile acestea sau de ajutorul acesta? Bună întrebare. Atunci când vrei și ai dorința și înțelegi din partea lui Dumnezeu că te cheamă la o lucrare, nu există să nu-ți dea resursele necesare. Și timp, și bani, și oameni. Îmi dau seama că cum a lucrat Dumnezeu în viața mea și cum lucrează, doresc să spun la cât mai mulți tineri că se poate. Adică nu există că nu se poate. Dacă îți dorești cu adevărat și chiar îl iubești pe Domnul Iisus, se poate totul. Și văd asta pe zi ce trece. Adică de când l-am primit și pe Domnul Iisus ca Mântuitor, m-am și botezat, văd lucrurile acestea zi de zi. Trebuie doar să-ți dorești, să ai dragoste față de El, o dragoste adevărată, și întorcându-mă acum un pic înapoi și să fie un pic mai intimă treaba, cămăruța. Este foarte importantă cămăruța. Ce se întâmplă în intimitatea ta acolo? Dacă există rugăciune, relație personală cu Dumnezeu, lucrurile avansează și se dezvoltă foarte, foarte frumos și... chiar poți fi o binecuvântare pentru ceilalți din jurul tău. Important e ceea ce faci în timpul tău personal, în timpul tău unde nu te vede nimeni. Că, vezi, în ziua de astăzi poate faci niște lucrări doar ca să te vadă cineva, dar în intimitatea ta, în relația ta personală cu Dumnezeu de acasă, să fie dezastru. Deci, practic, este o situație foarte prezentă, foarte, să spunem așa, prezent în realitatea de astăzi. Contează foarte mult atunci când vine și chemarea aceasta vine în urma părtășiei pe care o ai tu cu Dumnezeu și apoi energia de care ai nevoie, resursele, motivația aceasta se întreține exact prin relația aceasta pe care o ai cu Dumnezeu. Dar să știi... Pentru că vine și demotivarea, vin greutățile, vin problemele, se schimbă situația, vine un copil în familie, se măresc eu facturile, trebuie să schimbi jobul, cum sunt niște lucruri care vin. Și atunci, din când în când, ai tendința de a lua piciorul de pe accelerație, de a te lăsa mai moale, de a... Uneori chiar vin gânduri de renunțare. Nu știu dacă ți-au venit până acum, mie mai îmi vine câteodată. Și mie mi-a venit, pentru că vin. Diavolul nu își ia concediu. Dar, iarăși, îți spun, înainte să mă căsătoresc și eram în continuare implicat, spuneau, ești implicat că nu ești căsătorit. Și asta venea la mine, tu poți că nu ești căsătorit. M-am căsătorit, fac același lucru ca și când nu eram căsătorit, adică sunt în continuare implicat, tu ai timp că încă nu ai copil. Și mulți vin așa și îți spun lucrurile acestea și te gândești, bă, în loc să îți mulțumească sau în loc să-i dea slavă lui Dumnezeu că cineva se implică, vin să-ți dea oarecum în cap sau să-ți spună bețe în roate. Dar eu mă întreb și am întrebat la un moment dat dacă ești căsătorit sau dacă ai copil, se anulează cuvântul lui Dumnezeu? Că întrebarea asta era și în privința zeciuielii, că exact. Tu poți să dai, că nu ești căsătorit. Acum sunt căsătorit, poți să dau aceeași sumă de bani sau chiar mai mult. Nu, că nu ai copii și e să vezi când ai copii, nu o să mai poți da. Cuvântul Dumnezeu nu se anulează. Adică Dumnezeu spune să faci ceva. Dacă faci, El
spune, deschide zăgazurile cerului și îți dă... Slavă Domnului, acela lucru cred și eu, că Dumnezeu niciodată nu te va chema să faci ceva fără să-ți ofere de dinainte absolut tot ce este nevoie. Uneori nu sunt vizibile, nu le știm pe toate, nu ți le dă toate odată, ți le dă cu porția, tocmai că și asta este un act de credință, dar Dumnezeu are grijă, slavă Domnului. Hai să vedem cum a venit ideea aceasta unei lucrări în zona de radio. Bănuiesc că înainte de asta fac acum doar așa o încercare să văd dacă se potrivește. Bănuiesc că n-ai lucrat la un post de radio înainte să te apuci de radio ăsta. Sau poate chiar ai lucrat. N-am lucrat la un post de radio, am ascultat radio. E și mai bine. Deci practic un om care vine din afara acestei profesii de jurnalist fără să ai, să spunem așa, o tangență cu mediul acesta al radioului, Dumnezeu ți-a pus pe inimă să faci postul acesta de radio, tu fiind la rândul tău un ascultător de radio. Pune câteva lucruri așa de la început. Păi, când eram acasă, era un post de radio fain pe timpuri. Acum nu știu dacă pot să-i dau numele. Radio Micul Samaritan era și îmi plăcea foarte mult emisiunile, cântările. Îl cunosc pe fondator. Da. Și erau foarte frumoase programele de acolo și împreună cu frații mei, la un moment dat ascultam și noaptea ascultam și na, tata mai ne zicea, închide că na, că trebuie să dormiți. Închideam și na, după ce pleca, iarăși deschideam ca să ascultăm în continuare, că erau emisiuni faine. Rețineam melodiile, că ziceam noi, măi, dacă nu o să mai fie radioul ăsta, dar noi nici nu știam ce vorbim când eram mici. Dacă nu va mai exista radioul ăsta, măcar să știm ce cântă dă la radio. Și a venit momentul în care au fost vândut, nu s-a mai putut, ne-a părut rău, așa că... Este vorba despre Florin Pindic, un prieten foarte bun al nostru, în Statele Unite, el este fondatorul, este încă în Statele Unite. Suntem teoretic din aceeași biserică, el fiind tulcean, la origine eu la fel. Înțeles. În momentul în care eu... am venit pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor. El era chiar în biserică în momentul acela, s-a întâmplat în Tulcea, în Biserica Baptistă din Tulcea. El a venit să se roage cu mine și chiar Florin s-a rugat. Acum noi ne știm că ne întâlnim în Statele Unite cam în fiecare an, dar ce-ți povestesc eu acum se întâmpla în 1991. Deci, la vremea respectivă nu exista radio cu siguranță, dar după, am pierdut legătura, după care ne-am întâlnit după. Ideea e că ne-am întâlnit după ce Radio Micul Samaritan a dispărut, să spunem, din spectrul nostru evanghelic. Dar a avut un impact major, nu numai aici, ci și în Republica Moldova. Da. Deci o chestie... Deci, practic, te-a motivat... Asta m-a motivat și în momentul în care am aflat că se strâng fonduri și să se țină post. Eram mici și am zis, hai să ținem și noi post și să ne rugăm. Și știu, în ultima seară, țin minte, ultima seară când a intrat fratele Florin pe post și a zis că e ultima seară, așa, a început să se plâng. Da? Da, și am zis, când o să fie o mare, o să-mi creez eu propriul meu post de radio și o să fie programele și muzica ca la radio, Micul Samaritan. A trecut timpul, a rămas dorința asta în inima mea, dar crescând, au început altele să fie în față și mă refer așa ca obiective. Nu am renunțat la ideea de a fi jurnalist. Eu doream să dau la SNSPA după liceu, dar voiam să mă fac comentator sportiv. Adică cu totul altceva. Da, n-a îngăduit Dumnezeu să intru sau să dau, de fapt, la această facultate. Am dat la alta, n-am intrat, în fine. Dar dorința a rămas. Și am început să lucrez în domeniul ăsta IT. Eu am avut trei mari dorințe înainte să termin liceu. Am zis, Doamne, dacă îngădui Tu să lucrez în IT, o să-ți mulțumesc. Dacă o să lucrez în radio sau televiziune, tot așa o să-ți mulțumesc. Dacă vrei Tu să mă faci primar, îți mulțumesc și pentru asta. Astea trei dorințe le-am avut. Și Dumnezeu a lucrat în chip minunat, frumos. Lucrez în domeniul IT și s-a îndeplinit și a doua dorință, să lucrez în radio. Și cum s-a întâmplat lucrul acesta, eu ascultam Radio Aris Spre Cer exact după ce s-a închis Radio Micul Samaritan. Am zis, hai să văd ce radiouri mai sunt pe online. Primisem și calculator la vârsta de 14 ani
Și am dat de radio Arii spre Cer. Și de atunci am ascultat până, na, până s-a întâmplat să intru în echipă. Și cum s-a întâmplat lucrul acesta, au avut ei o problemă pe site. Nu se mai auzea playerul, aud radio. Și am intrat, am rezolvat local problema și am dat un mesaj fondatorului. Nu știam că e fondator atunci, dar i-am dat mesaj. Uite, s-a rezolvat așa problema. Și eu, băi, văd că tu te pricepi, zice. Nu vrei să te implici mai mult în zona asta? Și de atunci a început povestea cu Radio Arii spre Cer. El atunci avea o echipă de 3 oameni, dacă nu mă înșel. El este din Satul Mare, programator, el, adică cam toți din echipa în momentul acesta suntem din zona, din zona IT, da. Și suntem din toată țara. Și am preluat în 2020, în februarie 2020 am preluat radioul și am început să schimbăm designul site-ului, să ne creștem echipa, să adăugăm resurse noi, pentru că era cam învechit playerul. Și așa a lucrat Dumnezeu să ne vină și resurse. Aveam un server pica radioul aproape în fiecare zi și zic, Marius, trebuie să facem ceva în sensul ăsta, hai să ne rugăm și să vedem cum putem să facem să luăm un echipament nou. Și aici a fost minunea lui Dumnezeu. Tot ce am cumpărat a fost ultima generație, deci în 2020 am cumpărat toate piesele, ultima generație de procesor, memorie, tot a fost nou. Și de atunci, dacă a picat de vreo 2-3 ori. Doamne, domnului, deci da. Iată că o poveste atât de frumoasă. În momentul de față, practic, toată lumea lucrează remote? De da, unde este? Suntem din toată țara. Fondatorul din Satul Mare, eu din București, câteva fete care sunt pe editoriale. Una este din Cluj, una din București. Am dezvoltat o aplicație iOS anul trecut. Băieții sunt din Oradea. Foarte bun pe zona asta de iOS. Avem un băiat în Brașov pe resurse, care încarcă resursele pe site. Eu doar le adun și el le prelucrează și mi le dă să le urc pe site, pe streamerul radio. Mai este un băiat bun pe Android, care e din Ploiești. Adică suntem din mai multe zone, pe marketing, e din București, toți remote. Dar mai facem conferințe, să ne întâlnim. Încă nu ne-am întâlnit fizic, dar cu ajutorul lui Dumnezeu poate ne întâlnim. Da, domnule, și mai mult a făcut un mare pas în pandemie, în 2020. În pandemie și toți suntem voluntari, adică nimeni nu și ia sau are salariu. Nu, toți suntem voluntari și lucrăm spre slava lui Dumnezeu. Apropo de pandemie, cum a crescut traficul în perioada aceea? A crescut foarte, foarte mult. Ați văzut asta? Am văzut asta, da. Chiar a crescut, dar asta și prin prisma promovării pe care am făcut-o. Și au fost anumite mesaje, înainte să fie blocat social media pe cuvântul ăsta, COVID, sau, da? Au avut niște păstori mesaje pe care noi le-am preluat și le-am dat mai departe și a ajuns la aproape 100 și ceva de mii de vizualizări. Adică au fost ceva vizualizări pe mesajele respective. E, după ce au introdus chestia asta, că nu cenzurare, tot ce a mai urcat ni s-a blocat, dar astea au rămas. Și așa am crescut noi, prin mesajele acestea de motivare și de încurajare și a mediului creștin, dar nu numai. Să nu ne temem în perioada aceea de pandemie. Și așa a crescut și radioul nostru. Da, bă, domnule, acum, cui se adresează în mod deosebit? Oamenilor care deja o cunosc, credincioșilor care o știu deja pe Dumnezeu, credincioșilor din aspectul evanghelic, sau este un radio care poate fi ascultat de oricine? Poate fi ascultat de oricine, chiar ne scriu oameni credincioși să ne rugăm pentru ei, să, nu știu, să le spunem despre un anumit mesaj, cine a fost predicatorul, ca să-l caute pe internet, să ia contact cu el. Se adresează tuturor ascultătorilor, începând cu vârsta de la 10 ani, să zic așa, până la cel mai bătrân. De asta am făcut și 6 canale. Sunt 6 canale, principal unde sunt mai multe, din toate categoriile de muzică, predici, de acolo ai majoritatea timpului predici sau anumite emisiuni plus muzică, radio popular. Acum, aici spun mulți, mă, ce e popular. Dar să știi că ne ascult foarte mulți din Nord.
adică Marea Mureș, Bistrița, Suceava, și e muzică cu acordeonul, cu... Nu, nu e nicio problemă. Fii atent. Vedeți, aspectul acesta cultural și o greșeală pe care noi o facem este că încercăm să creăm conținut pentru noi. Așa este, da. Și mai puțin pentru cei care s-ar putea să urmărească. Uh-huh. Deci cam toate emisiunile pe care le fac eu ar trebui să fie emisiuni care îmi plac mie. Dar nu întotdeauna emisiunile care îmi plac mie s-ar putea să placă și celorlalți. Păi, de aceea, echipei de aici, spunem cum facem noi, le-am lăsat fiecare să facă. Eu nu o să pot să fac niciodată emisiune pentru TikTok. Pentru că mintea mea nu gândește în, în termenii aceștia a conținutului foarte scurt și a unei vârste, nu știu, 13-14 ani. Da, da. Pentru că dacă realizatorii sunt de o anumită factură, ori sunt prea sus, ori prea jos, ori prea tineri, ori prea în vârstă, ei vor crea conținut ca pentru ei. E, vreau să spun că un post de radio ar trebui să aibă, sau o televiziune, toată paleta aceasta de vârste și de gusturi. Ca să nu mai vorbim că în bisericile evanghelice se cântă cu orice, inclusiv cu acordeon, inclusiv cu muzică populară. Deci există muzică care dă slavă lui Dumnezeu, muzică simfonică, muzică, da, muzică clasică, muzică ușoară, muzică populară, da, cu is popular. Sunt tot felul de cântări care au ca scop slava Domnului. Atunci ar fi o nedreptate să... Noi, într-adevăr, facem educație, dar n-ai să poți uni un om. Trebuie să te adresezi omului care vine din zona aceasta a muzicii populare. Pe el cine îl va evangheliza? Așa este. Cui te adresezi? Cum te adresezi? La un moment dat, pe radio, era doar un canal. Și acolo erau toate băgate la grămadă. Și în momentul în care fondatorul le-a împărțit și a fost o idee foarte bună, pentru că așa am crescut foarte mult pe zona asta, împărțind gama de, să zic, de dorințe, a crescut foarte mult. Dar așa văd și în biserică, adică se întâmplă la un moment dat să se spună nu, noi trebuie să venim cu stilul nostru și ceilalți să asculte. Dar nu e chiar așa, că nu toți ne îmbrăcăm la fel, nu toți, nu știu, ne place același stil de muzică și atunci trebuie să dai puțin din fiecare, spre slava Domnului. Așa este. În biserică mai e un curent foarte, să spun eu, neproductiv pentru noi, care ne trage în jos. Este când muzica devine atât de profesionistă, cel puțin la nivel de trupele de închinare, hai să spunem așa, în care repertoriul este diferit față de ceea ce știu oamenii din cărțile de cântări, iar în cărțile de cântări, ai văzut că sunt unele cel puțin inspirate din folclorul românesc, de autor român, dar cântările moldoveană sau... se simte filonul acela românesc, da? Simți că e o cântare care vine din etosul acesta carpato-danubian, da? Și atunci, dacă importăm totul din Statele Unite sau din Australia sau știu eu de unde, încercăm doar să traducem și cântarea respectivă este cântată de o trupă de cântăreți profesioniști cu instrumente din acestea moderne, sala, se face o ruptură dintre ceea ce se întâmplă în față și sala. Sala nu mai poate participa și închinarea devine un spectacol. Așa este. În care cei din față fac un concert și restul lumii stă și doar ascultă sau mimează că sau doar o anumită categorie. Închinarea, cel puțin în biserică, trebuie să fie o închinare congregațională. Congregațională. Da. Mai pot adăuga la ceea ce ai spus tu, că poate să fie o ruptură chiar și culturală. Pentru că, că dacă noi tot importăm, cultura noastră, adică trăim într-o cultură românească. Și tind să cred și cred din toată inima mea că și noi suntem buni la a crea, așa cum l-am avut pe Nicolae Moldoveanu, Traian Dors. Avem artiști foarte buni români care pot crea. Într-adevăr, se creează, nu zic că nu se creează, dar majoritatea cântecelor sau majoritatea lucrurilor care se fac la timpul de închinare sunt cam importate. Chiar și atitudinea. Ceea ce, iar spun, este o ruptură culturală. Noi suntem români. Ok, se vorbește de patriotism, nu vorbesc de patriotism, dar trăim într-o cultură și în cultura noastră știm cam care este cultura noastră. Vezi, ne-a chemat să ne închinăm
românește, nu... Da, 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 da. Nemțește, da, sau știu eu, franțuzește. Să ne păstrăm, să spunem, particularitățile acestea pe care le avem, spațiul acesta în care Dumnezeu a îngăduit să ne naștem și să trăim. Da, da, tot dorim să fie totul nou și am mai auzit. Nu se poate aplatiza așa totul, da, alinia, da, totul la un anumit standard. Chit că acum, indiferent ce melodie se cântă, mm-hmm, în Statele Unite, în minutul următor este prezent și în România. Da, muzica și e foarte ușor de transmis acum. Da. Dar totuși trebuie să ținem cont. Și asta e foarte important, că în cele 6 canale aveți posibilitatea să mergeți practic cu toată paleta. Da. Puneți că aveți și un canal doar pentru tineri, doar pe mai muzică mai modernă. Canalul Worship. Ah. Canalul Worship, adică chiar au ce asculta și tot adăugăm acolo. După mai e canalul internațional. De asta spun că radioul nostru se, adică este și pentru ai noștri români, dar și pentru străinătate. Adică ne ascultă foarte... Engleză, nu? Da. Ne ascultă din Australia, din America, pe timp de noapte, adică văd acolo pe statistici cum arată. Deci nu numai, nu doar românii din țară sau din diaspora, ci și alții care nu sunt vorbitori de limba română. Care nu sunt vorbitori de limba română, da. Muzica este în limba engleză și canalul instrumental. Atunci când lucrezi și ai nevoie de liniște, poți dai pe instrumental și acolo te liniștești. Avem muzică Bach, clasic și creștină chiar. Extraordinar. Deci, practic, sunteți un radio complet, să spun așa, din punct de vedere al preferințelor. Da, ai cu mouse-ul, n-ai telecomandă. Bun, atâta timp cât lucrezi, da, asta este și, să spunem așa, avantajul și dezavantajul online-ului. Uh-huh. Unde poți să fii oriunde să asculți, dar depinde de un dispozitiv, fie că e tabletă, telefon sau, știu, calculator. Da. Lava Domnului! La nivel de de predicatori, aveți cumva, aveți o selecție, urmăriți o lecție sau pur și simplu ce găsiți? Ca să îți explic de ce te-am pus această întrebare. Aici avem o mică, dacă la muzică avem o discuție și hai să zicem că o muzică trece și poate nu face atât de mult rău, la învățătură avem o mai mare problemă. Învățătura poate fi denaturată la fel ca și orice altceva, iar internetul abundă de tot felul de lucruri, de predici, de învățături, de idei care nu sunt tocmai conforme cu Sfânta Scriptură și oamenii câteodată cad în capcana aceasta. Ba unui predicator foarte popular, ba unui mesaj care e foarte la modă și la un moment dat te trezești cu tot felul de erezii care se propagă de aici colo, doar făcând un share de la unii la alții. A? Cum, da, cum vii selectat? Păi, în primul rând, există o echipă care... în care sunt implicat și eu acolo, unde ne punem întrebarea, ar fi potrivit predicatorul acesta, n-ar fi potrivit, dar în momentul acesta de față ce predicatori avem, oricum, radioul este multiconfesional. Adică Absolut. Nici, da. Vorbesc nu la nivel de confesiune, ci la nivel de... știu eu, de idei de astea năsurnici, așa, da, nu avem predicatori carismatici, asta clar, nu, pentru că noi și din echipă, unii sunt pentecostali, baptiști, creștini pe Evanghelie, e clar, și toți suntem... Rămâneți sub cupola Alianței Evanghelice, ca da, așa. Ne place să credem că ca suntem conservatori. Ca da, și noi, de altfel. Da, da. Și avem predicatori și din Statele Unite, cunoscuți, fratele Ionescu, fratele Mițoi, mai sunt din America, puși la noi la radio. Acum nu le-am cerut acordul. E ok. Așa, avem și din România, dar da, sub spectrul acesta evanghelic nu dorim să venim cu idei carismatice sau cu idei... Nu. Și de ce? Pentru că e important. Da. Și ai văzut și tu, adică și tu ești conștient că trebuie să avem grijă la învățătură și la aia care o dăm noi în biserică, adică și noi să fim atenți la ceea ce zicem, să fim conform Sfintei Scripturi și la ceea ce promovăm. Pentru că o vorbă pe care o spui undeva într-o predică s-ar putea să... Bun, dacă nu dați live, dar dacă dai live, așa aia se poate duce peste mări și țări. Așa este. Dar atunci când îl dai la un post de radio sau la o televiziune, se duce și mai tare. Se duce mai tare și se rostogolește. Și nu știm cât de bine sau cât de rău poate să facă. Așa că trebuie să fim întotdeauna precauți, să ne alegem cu bine
să spunem, mesajele, oamenii cu care lucrăm, pentru că e important să împărțim mai departe cuvântul lui Dumnezeu curat, așa cum îl găsim în Sfânta Scriptură. Acum, pe canalul de predici, poate vei întâlni frații pentecostali să spună ceva din doctrina lor sau frații. Nu e nicio problemă. Dar din punctul meu de vedere nu este nicio problemă atâta timp cât oricum se ajunge la același numitor comun. Pentru că mi s-a pus întrebarea, da, pe canal acolo frații spun așa și... Da. Ca și la noi de altfel. Și orice televiziune creștină care se respectă și rămâne sub cupola Alianței Evanghelice mixează lucrul acesta. Da. Oricum la noi este așa un conglomerat, cel puțin la nivelul Alianței Evanghelice, deci în diaspora și mai mult, se vede clar. Este interconfesional, adică oarecum ne axăm pe punctele comune, deși sunt câteva mici diferențe, ne axăm pe punctele comune și mergem înainte, nu intrăm în discuții care nu și-au rostul. Așa că eu mă referam la chestiile astea pur și simplu ieșite din contextul Scripturii. Nu, adică aici avem mare grijă pe cine selectăm. Pentru că sunt și acum mai zice, ai văzut în Statele Unite biserici și nu numai, biserici liberale, biserici care acceptă multe alte practici, inclusiv cel la nivel de ideologie LGBT și alte. Da. Și care se declară că sunt creștini, știi, și sunt inclusiv în comunitățile evanghelice au mai apărut asemenea idei. Așa că e foarte... Eu ți-am dat-o pe cea mai rea acum, ca să ne explicăm foarte bine în fața telespectatorilor noștri. Ne apropiem de final, Beni. Te rog să-mi spui cam care sunt planul ăsta. Dacă cumva aveți vreo dorință, ce doriți să faceți? Cam la ce v-ați gândi dacă ați avea, să spunem, mai mulți oameni sau știu, mai multe resurse? Ce ați dori să ajungeți? Și apoi, clar să ne spui cum vă putem noi ajuta. Cei care ne urmăresc, cum se pot implica, cum vă pot... ajuta într-un anumit fel. În perioada următoare ne dorim să devenim asociație, pentru că în momentul acesta de față stăm la liber, o să zic așa. Și noi cam ne finanțăm singuri, adică cei din echipă finanțează. Dar au început să ajungem la... Dar nu știu, dacă vei avea asociație, nu veți continua. Veți continua și acolo, vă sunt sigur. Dar nici nu putem să strângem foarte multe fonduri, pentru că trebuie să le... Una e să ceară bani Beni Roșca pentru Beni Roșca și una e să ceară pentru Arifece. Așa este. Asta ar fi un prim pas. După care ne dorim cumva să intrăm și live, adică cumva să găsim o locație micuță, nu ne interesează un spațiu mare, de unde să transmitem live și să avem și câțiva invitați. Și în continuare să dezvoltăm aplicațiile. Încă mai este loc de dezvoltare cel puțin pe aplicația de Android acolo. Cu siguranță. Și ne trebuie oameni. Nu trebuie să reinventăm roata, ne uităm și ne la ce mai fac alții, ne uităm și la ce s-a mai inventat în domeniul acesta al aplicațiilor pe dispozitivele mobile. Sunt unele lucruri care se pot folosi de-a gata, plătite diverse componente, diverse module și, bineînțeles, bunătății. Dar pentru asta, de la fel, e nevoie de oameni, nevoie de finanțe și, de asemenea, de o echipă dedicată. Asta înseamnă oameni mai mulți cu același timp la dispoziție sau chiar oameni dedicați la un moment dat, când lucrurile vor merge spre un studio, exact, poate acolo cineva se care să fie, în momentul în care ai un live, va trebui să fie cineva la butoane, știți, că se întrerupe și atunci trebuie să fie cineva să intervină imediat. Deci se schimbă puțin paradigma. Nu e ca atunci când lucrează offline. Când ești live, se pot întâmpla mult mai multe lucruri decât când înregistrezi. Și noi? Noi ce putem face noi astfel încât să promovăm lucrarea aceasta? Avem paginile de Facebook și Instagram. Acolo ne-ar ajuta... Cum sunt? Radio Creștin Aripi Spre Cer se cheamă pagina de radio, atât pe Facebook cât și pe Instagram. Avem aplicațiile pe iOS și Android. Radio Creștin Aripi Spre Cer se poate downloada. Pe noi ne ajută să se downloadeze și să se dea mai departe vestea că există un radio creștin online cu mai multe canale de unde poți alege, că cam asta promovăm în ultimul timp. Poți alege orice ce dorești să asculți pe, pe,
pe acest radio. Vrei popular, asculți popular. Vrei worship, asculți worship. Sunt împărțite lucrurile. Și rugăciune. Rugăciune în așa fel încât Domnul să lucreze în dezvoltarea radioului, să ne țină și pe noi motivați și să ne găsească sau să adauge la resursele pe care le avem și alte resurse, în așa fel încât să ne dezvoltăm din ce în ce mai mult. Aici o dorință de-a mea, eu nu am ieșit niciodată din țară, nici eu, nici soția mea, și mă gândeam, măi, chiar îmi doresc cumva să promovez radioul și cine știe, poate îngăduie Domnul să mă duc în America, să strâng niște resurse, să vină cineva mai potent financiar lângă noi. Dorința este oameni pregătiți pe domeniul tehnic. Avem, dar nu putem să facem mai mult decât atât. Suntem și așa problema pe care o avem, o avem și noi. Da. Sunt foarte bine pe tehnic oamenii din față, oamenii care să creeze content, oamenii care să facă emisiuni, oamenii, aici este nevoia. Posibilitățile sunt tehnice, dar în spatele camerei, în spatele butoanelor, să zic așa, dar în fața camerei și în fața microfonului sunt mari nevoi, sunt oameni care să... Și... Pot să zic că la noi, având din toate ramurile, noi avem cu ce intra așa pe live sau pe un video, dar ne trebuie echipamente, adică resurse ca să cumpărăm echipamentele și să avem unde să facem lucrurile, că nu poți să faci de acasă. Corect, corect. Ne rugăm și, stimați prieteni, vă încurajez și eu să căutați pe Facebook postul de radio Aris pe Cer, de asemenea pe pagina de internet, pe Instagram, veți avea acolo noutăți. Vă recomand cu toată inima și dacă puteți să vă implicați, dacă puteți să dați o mână de ajutor, vă rog să o faceți, acolo veți găsi detaliile. Benny, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția din seara aceasta. Mulțumesc și eu. A fost o încurajare și pentru mine, pentru că și noi fiind o entitate media, încurajăm la rândul nostru alte lucrări media, astfel încât lucrarea aceasta de răspândire a Evangheliei să se ducă până la marginea Pământului. Amin. Indiferent că e limba română, că e limba engleză, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie promovat. Și slavă Domnului pentru lucrarea pe care o faceți. Mă bucur și vă încurajez și noi ne rugăm pentru voi și vă ajutăm cu cât se poate de mult. Și noi ne rugăm pentru voi și chiar este frumos și important ceea ce faci, ceea ce faci aici. Și pentru noi, să zic așa, să dați un exemplu cum se mai fac anumite lucruri în domeniul acesta video. Și e important să ne uităm unii la alții. Slavă Domnului! Ne încurajăm și ne rugăm unii pentru alții. Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim în seara aceasta pentru timpul pe care l-ați petrecut împreună cu noi. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!